Nu votați primari trimiși în judecată de DNA. Nu votați primari investigați sau despre care ați văzut dovezi rezonabile în presă sau pe România curată.ro că sunt corupți. Nu o să reușim niciodată să curățăm România dacă în continuare votanții nu-și fac partea lor de treabă și anume nu-și exercită discernământul ca votanți. Dacă în circunscripția dumneavoastră sau în orașul dumneavoastră candidează cineva care știți că are probleme cu DNA, scrieți la sediul de campanie acelei persoane. Mergeți cu doi prieteni la sediul de campanie acestei persoane și explicați de ce dumneavoastră nu sunteți de acord că această persoană trebuie să se prezinte la alegeri. Mergeți la domnul Pietone, mergeți la primarul din Bacău, mergeți peste tot unde oameni care au mari probleme de corupție, probleme deja dovedite de către DNA sau un curs de clarificare, încearcă din nou să-și capete imunitatea și dreptul de a fura în continuare cu ajutorul vostru. Deci,